Competițiile strânse și succesul final îi caracterizează pe copiii care sunt înscriși la cercurile din cadrul palatului. Toate sunt dobândite în urma antrenamentelor zilnice, a talentului, dar și a dăruirii, iar ca de obicei programul competițional este plin de evenimente. Pe viitor, acest concurs a terminat, pe viitor noi vă așteptăm la Festivalul Internațional de Folclor, așa-i jocul pe la noi, care va avea loc luna viitoare. Pe urmă, în luna iunie, concursul național de gimnastică aerobică, concursul internațional de artă. Mai avem în luna iulie Teatrix, concurs național de teatru, tot concurs național de șah o să mai avem luna viitoare. Și încă un interjudețean și un concurs regional pe creație literară. Următoarele luni înseamnă pentru profesorii coordonatori și pentru copii multă muncă și concentrare maximă. Timpul este scurt, iar competițiile vin în lanț, atât cele din plan local, cât și cele pe plan internațional.